Bayern München și Beşiktaş Istanbul sunt două dintre cluburile importante din Europa care și-au luat măsuri sporite de igienă. Cei de la Beşiktaş și întâmpină jucătorii la baza de pregătire cu o cabină impresionantă. Atât fotbaliștii, cât și membrii staffului sunt obligați să traverseze instalația în care funcționează mai multe aspersoare care stropesc cu substanțe antibacteriene și fungicide. Cabina este dotată cu spray-uri dezinfectante, iar Beşiktaş a împodobit-o în culorile și cu stema clubului. Jucătorii lui Bayern München s-au izolat într-un hotel aflat aproape de baza de pregătire de stadion și de aeroport. Fiecare jucător a primit câte o cameră dezinfectată în prealabil pe care trebuie să o întrețină singur. Pe canalul de YouTube al clubului a fost postat un filmuleț în care unii jucători arată tuturor cum să reduci riscul de infectare în condiții de cantonament. Alaba și Chimici își pun măștile regulamentar. Lewandowski arată că nu e bine să duci mâna la gură după ce te-ai jucat cu mingea. Fotbaliștii mai explică cum trebuie respectată distanța minimă de siguranță de 1,5 metri sau cum să aerisești încăperile cât mai des. La finalul acestei săptămâni, Săptămâni pe 16 mai, Bundesliga va începe fiind prima mare întrecere din Europa care va face acest lucru. În schimb, toate echipele din Superliga Turcă au reluat pregătirile, dar meciurile sunt programate să înceapă pe 12 iunie.